nostru și ca de fiecare dată aceste întâlniri sunt pline de emoție și de bucurie. Mă bucur să vă văd aici și sunteți la fel de neasupărați ca și când erați în pauze, îmi amintesc de voi, cu drag, și vreau să începem printr-un moment de reculegere pentru cei care nu mai sunt printre noi. Vă mulțumesc, Dumnezeu să-i odihnească pe toți. O să dau cuvântul diriginților claselor ABCD, dar deoarece doamna Patru din motive de sănătate nu a ajuns încă, o să începem cu clasa 12B. La profesoară Margareta. Cum ți-am variat
2009, domnul Lentor să nu știe, actualmente am o firmă de topografie și cadastru, și cel mai important, am o fetiță de 9 ani, asta e. Dănescu Gabriela Melena. Mă bucur să vă revăd. Mă bucur să vă revăd atât de frumoși. Și sprinte. Mulțumesc. Față de acum 10 ani, am 2 băieți. Să vă duci la sănătate. Nu-i vreți pe niciunul din 2 secunde.
participat sunt la o firmă italiană, pe Paintina Producție. Am și o fetiță de 8 ani și mă bucur să ne revedem cu toții. Să vină
că este bine. Îmi pare foarte fericită. Absența. Bine de seara. Bogdan, Florină, e ușoara stabilit, e bine, lucrează la o multinațională, e foarte bine. Și la multinațională. Cauza multinațională. La firma soțului ei, e bine. Mă bucur să vă prezentă, mă bucur să vă revăd. De la întâlnirea de 10 ani am două minuni, o fetiță și un băiețel. Sunt căsătorită, am o firmă de evaluări și cam atât. În rest, toate bune! Înregistrează-te! Sunt răcită și după vorbi. Stau în oră știe, am doi copii, o fetiță și un băiețel, lucrez afară de peste 12 ani și îmi pare bine că i-am revăzut cu toții. Am doi copii, doi băieței, unul de curând născut, de 6 luni și puțin. O să plecăm și noi ca tot medicul urgentist care se respectă în această țară, în Anglia, 29 iunie. Așa că mă bucur foarte mult că această întâlnire a avut loc înainte de a pleca. Foarte mult să vă văd. Deși am întârziat 5 minute, am recunoscut locurile și am ajuns direct în sala festivă fără nicio problemă. Am fost familiar și foarte cunoscut pe aici. Deși n-am mai venit de 10 ani, n-am mai venit în liceu. Eu locuiesc în Arad, lucrez în Arad, în domeniul IT. Față de acum 10 ani, am doi copii, o fetiță de 5 ani și un băiețel de 3 ani. Căsătorit și mă bucur foarte mult să vă revăd. Locuiesc în Olanda de 12 ani, sunt căsătorit. Am venit pentru această întâlnire. Vreau să le mulțumesc colegilor care s-au ocupat de organizare și au dat această oportunitate să mă întâlnim. Am trei copii. Am studiat fizică și lucrez ca inginer fizician. Mulțumesc!
de securitate. De securitate. Da, clar, da. Mi-am schimbat statutul dintr-un familist convins într-un burlac convins și aplic principiul că atunci când lucrurile merg bine, e bine să nu le schimb. Lucrez, practic, în aceeași firmă ca și acum 10 ani, în altă firmă din grup. Sunt proaspăt plătit. Bravo!
Degeaba ai ce ai dacă
nu spune nimeni în față. Dar fata rămâne. Aveți copii, aveți grijă de ei, înțeles că multe de vorbă, nu îi părăsiți. Cum vă veți uita peste ani de zile în ochii lor întrebători când vă vor și judeca, pentru că vor ajunge și ei părinți la rândul lor. Nu acuza pe altul de greșelile și faptele netrebnice pe care le fac. Nu este nimeni vinovat. Numai dacă ești un anturaj nefast, să asculți de cel care te învață rău. La școală ați auzit întotdeauna numai lucruri bune, că noi și biserica cel mai bun. Noi și popa, dar la popa zice să faci ce zice popa, dar nu ce face popa. Așa că degeaba acuzați pe altul. Uită-te în tine, analizează-te, ai făcut tot ce-o ținut de tine și tot ce-o trebuit? Nu cumva tu ești vinovatul și ca să-ți mai speri puțin creierul, dai vina pe celălalt? Cam astea lucrurile pe care aș vrea să le aveți în seamă, dacă voi considerați că sfaturile noastre vă prind bine. Vedeți că societatea astăzi este așa cum este. Este cam o circă. Din toate punctele de vedere. Nu! Luați exemple de la noi, de la alții, de la cine vreți. Încercați să aveți un fir vertical. Nu este politician, ceea ce e un lucru extraordinar. Și noi nu politicianul. Dar nu numai politicienii, am fost așa general în viața asta. Uitați-vă în jur ce dezastru ești. Rămâneți umani, rămâneți omenoși, rămâneți cu sufletul curat. Profesorii pe care i-ați avut și v-au urmat. Limba și literatura română, Medrea Simona. Vă rog să mă scuzați, la limba modernă 1 și limba modernă 2. Domnul diriginte nu i-a scris pe domnul profesor și acum nu mă voi apuca să întreb cine o preluat. Doamna Bibolar. Și doamna Ivașcu. Așa, știți voi bine. Da. Oricum i-a aplaudat. Istorie, fie dat Floran Aurel. Filozofie, Ioana Lucia. Da. 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 E numai Eugenia. Da, dar la totalul m-au trecut pe Eugenia și așa mi-a trebuit să fie greșat. Ca primarul ăla, care e primarul, nu te mizești la altul. Da. Nu înțeleg de ce n-au venit. Ei, inița aceea până te ia cu sunt motive și motive nu putem să judecăm noi. Bogdan Mihaela Daniela. Este pe undeva pe la Hunedoara, după cât am înțeles. Căsătorită, nu știu mai multe. Găpăș Melinda. Bine v-am găsit. Față de acum 10 ani, spun că am cele mai mari realizări. Am două fetițe minunate, un soț minunat. Fetițele cea mare de 8 ani, Isabela, și Amelie de 6 ani. În prezent locuiesc și lucrez în cadrul primării municipiului Deva. Sunt director executiv al Direcției Publice Locale de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă. Bravo. Mă bucur pentru această întâlnire.
Atentă. Laura. Nu. Laura. Bora Mirela Alina. N-a ajuns încă de la Timișoara. Dar bine. 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 Borcan Daniela Angela. Daniela Borcan este în Elveția, este medic la Zurich, nu știu mai multe. Pe Facebook ce mai discutăm, dar n-a ajuns. Din păcate. Bran Amalia Elena. Da. Mă bucur să vă revăd. Spre deosebire de 10 ani, m-am căsătorit de 5 ani. Am o fetiță care momentan am avut cine solar și chiar mă însoțește aici. Foarte bine să vezi. Lucrez tot în Orăștie, la spitalul municipal, asistentă, la urgență, să nu aveți nevoie. Mă bucur de colectivul care de repede. De colectivul prezent. Coșovea Bianca Elena Bălzănță. Ai urmași de la Priscila? Da. Dar mai știi cine e Priscila? Pisica. Pisica. Mă bucur că vă revăd. Sunt tot în Timișoara. Între timp am o fetiță de 9 ani. Cercetător chimist la Academia Română, ca dovadă că doamna ne-a îndrumat. Suntem trei din aceeași clasă care ducem mai departe. Aprofundăm chimia Bato-Cucu, știți? Alina Bora e colega mea și Dana Istrate. Alina Bora nu a ajuns, dar într-o formă de invidiat, o să vă zic de seara. Da. Și în rest, ajunge. Și vă mulțumim, doamna Sărbu, pentru tot ce ați făcut pentru noi. Ați rămas la fel. Nu mai feriu, dar cum eu nu fac politică, nu trebuie să fiu aleat, nu trebuie nimic. Văd eu singură în oglindă. Cui Mihaela? Este absentă. E în Italia. Da. Greu Beatrice Mihaela. Este la Timișoara, căsătorită, cred că are o fetiță. Un băiețel, doi? Doi. E bine. Bine, Mancheș Maria Florina. Deciți foarte târziu pentru... Am fost nehotărâți între mai multe date și Dana deja a făcuse concediu pentru data asta. Dana e colegă cu mine. Da, Dana lucrează cu Bianca și... Recunoscătorită și are un băiețel mic. Și unul mare. Ramona este în Orăștie, are o fetiță, se pare că n-a ajuns. Bișman, Laura Mihaela. Este bună! Prezent! Precum mai trebuia unii să spune și ce-au făcut așa, cam acum 2 ani, prin noiembrie, ce lecții dădeau. Să-mi spui mie acum serios. Am aflat în zi. Ce? Eu dintre multele, da. La Giorgio. Așa. Și bărbatul meu, Vierda. Și acasă aveam chiriaș. Eu nu recunosc nimic. Nu zic. Cea mai mare realizare a mea sunt minunile mele. Am o minune domnișorică de 11 ani și una de 9 ani. Mulțumesc, chiar pentru toți. Asta e ceea ce mă mândresc. În rest, ca și oricare lucrăm, în Orăștie. Mai dar suntem mereu în conflict pentru că suntem aceleași firi toate trei și nu e ok. Da, o dăm la capăt. Trebuie. Macadam Iuliana Mirela. Trăiesc în Orăștie, muncesc.
muncesc în Orăștie. Am și o fetiță de 14 ani care m-a luat deja. Sunt la bine, înălțime. Mulțumesc la înălțime, da. Să sperăm că și performanțe. Mă bucur că m-am întâlnit și mi-am revăzut colegii și pe dumneavoastră. Sunt bine. Să fim continuare căsătorii. Invitațiilor, că regretele apar. Mai după evenimente care nu sunt de dorit. Mi-ar fi plăcut să fim mai multe. Sunt colege cu care nu m-am mai văzut de când am terminat liceul. Așa e. Din păcate, asta e situația. E bine și așa. Nedrea Irina Florina. Este în Spania. Are doi copii. E bine. Nu are ce să ajungă. Nemțoc Laura. Prezentă. Locuiesc în Orăștie. Am o fetiță de 10 ani. Lucrez la un laborator de analize. Sunt divorțată. Bravo. Liniștită. Fetița mea. Bără. Știi că e o idee. Divorț. Da. Olariu Mariana Camelia. Este în Orăștia. Orăștia. Da. Nu a reușit să vină pentru că are evenimente și nu... Este și în doliu după fratele ei și a zis că nu... Nu pare. Pascu Laura Ionela. De acum 10 ani am reușit să mă căsătoresc, să fac doi copii. Mare realizare! Te-ai căsătorit, te-ai luat totul ferul? Un băiat de 7 ani și un băiat de 5 ani. Și în momentul de față lucrez în Cluj, la o companie americană. Bine. Mă bucur foarte mult că a reușit să ajung, că fiind foarte rar în Orăștia. Că nu mai am la cine să vin, adică vin la fete așa dacă mă primesc. La noi. Aici e iar un copilărie. Da, da. Cei mai frumoși care v-au dat. Mă bucur că v-am văzut. Mă bucur că v-am văzut. Ba da, este în Orăștie, căsătorită, are un băiețel, nu a reușit să vină. Frigășan Eva Laura. Tot eu. Vreau să mulțumesc colegilor și domnilor profesori. Să-mi cer scuze dacă n-am reușit să vă răspund repede pe Facebook sau probabil la telefon m-a scris toată nervoasă. Îmi cer scuze. Sper să iasă bine evenimentul. Sunt în Orăștie, sunt căsătorită. Secretarul. Am un băiețel. Restul este aleatorul relativ. Făcut-o cu drag și nu... Da. E ok. Simedrea. Raul este a plecat acum 2 zile în Anglia. El deja știa de plecare. Din păcate, singurul nostru bărbat nu este. Ne-a lăsat. Da. Da. Eu fi fost frică, sigur. Cornelia este în Germania, după câte știu. Nu a reușit să vină, nu coincid vacanțele. Șudu Alina Ioana. Alina este căsătorită, are doi copii, este în Orăștie, nu a ajuns. Doria Simona Claudia. Cine? Doria Simona Nu știm nimic de ea.
Dar pot să vă spun ceva, doamna Sârbu? Mai aveam o colegă peste care a țărit. Între noi, cele cu P, mai era și pârjor. Și în primul rând. Și în primul rând. Nu uitați că... nimic, că cei din tâi, cei din urmă vor fi cei din tâi. Era prima. N-ați vrut să mă vedeți, cred că. De la orele de chimie alea. N-ați vrut să mă vedeți. A, da, acolo era... Tot în prima bancă, doamna Sârbu, tot în prima bancă. Da. Să zic și eu ce-a zis. Mai zic, dacă așa cu Dumnezeu. Dumnezeu, așa se salvesc toată lumea. În primul rând îmi pare bine că ne vedem cu toții. Iar nu am mai văzut de mult. Cum majoritatea trăiesc la Timișoara, în alte țări. Eu locuiesc la țară. Avem o casă, avem un magazin, o afacere proprie, și eu și soțul. Avem doi copii, o fată și un băiat, 13, respectiv 9 ani. Pot să spun, totuși trebuie să-mi laud băiatul, că e campion european la karate, da, acum 2 luni. Ce să spunem, ne ocupăm de educația lor, trebuie, viața este foarte greu, da, de la mine. În rest, suntem sănătoși, ne înțelegem. Pot să zic că între timp, în ăștia 10 ani, am avut ca toți divorț, după care ne-am împăcat, a venit băiatul și totul ok, deci iubirea este posibilă. Bun, depinde de fiecare, depinde de fiecare, da. Spun că trebuie, nu știu dacă în zilele de astăzi se mai fac compromisuri, cum se făcea odată, s-au uitat multe lucruri, pot să spun. Consider că trebuie să avem respect unii de ceilalți, să ne ascultăm, să fim prieteni unii cu ceilalți. În rest, ce pot să zic, să ne vedem cu bine și mulțumesc. Îi mulțumesc prietenei noastre, Laura, cu toate că mă văd foarte rar cu ea. Da, că sunt foarte departe. Și pentru această organizație și sper să ne distrăm ok la chef. Fără prea multe, să ne distrăm cu Diana. Absentă, nu știm. Turcu, Elena, Alina. Am spus, este în orăștia. Turcu? Nu mai știu. Nu, din păcate, suntem... Majoritatea de aici suntem în orăștie, dar cred că ne vedem o dată la 3 ani, 4 ani. Da. Din păcate, poate ne vine mintea la cap, Laura, da? Și mai facem mai condiție, în condiții extraordinare în ceea ce privește sănătatea, realizarea profesională. Și să nu uitați să rămâneți oameni și să vă căutați. Este cel mai bun și reconfortant lucru. Mulțumim, dragii! Vreau, dacă îmi permite, să citesc și eu, domnul profesor și doamnele profesoare. Zlătion Titian. Cine mai știe de doamna Zlătion? Doamna Zlătion este profesor de limba și literatura română la Colegiul Sfânt de Coșbu. Ne-am întâlnit acum vreo 2 ani. E bine, foarte bine. Mă bucur. La limbile moderne, Cunea Ilze, care nu mai este printre noi, și Filip Ioan la franceză. La limba latină este doamna, că era doamna Bulgeș, care știți foarte bine că nu mai este. Florana Urel la istorie, Dumnezeu mă ierte. La filozofie Oana Lucia, care este. Doamna Popa Cornelia, care e reprezentată. La fizică, atunci era foarte tânără, Alda Simona. La chimie, Piano Carmen. La fotografie, Dunea Ioan, Dumnezeu să odihnească. La biologie, Jumie Carmen. La fizică, Zarașcă Gheorghe, iar Dumnezeu.
Lucrează la București. Da. Am reușit să iau la București.
10 ani, dar acum cu atât mai, e mai mare bucuria să vă revăd, după 20 de ani și să-mi revăd și colegii. Sunt căsătorit de 12 ani și locuiesc în Germania. Am doi copii, un băiețel de 6 ani și o fetiță de 2 ani. Și acum sunt în concediu de maternitate și am profitat de ocazie și stau mai mult și în țară, 3 luni de zile. După care o să mă reîntorc, sper, la firma de unde am plecat să lucrez. E o firmă care, internațională care face mobiliar de birou și lucrez la departamentul export. Deși și-au dorit părinții totdeauna să devin profesoară, mi se pare acum că e un fel de profesoară ce fac acum cu colegii mai mari și mai în vârstă. Mă ocup de cursurile SAP și mai multe lungi, bineînțeles, că mă ocup de filialele noastre din toată Europa. Ce bine! Da. Și în România, în special? Nu, sau România nu, numai Italia, Franța și... Da, da. Ce era? E căsătorită, are un copil. Un băiat. Da. Le zărești cu Gabriela. Nu știu, știi, da, da. Cu ea mă mai întâlnesc. Mituiu Ana Maria. Am fost la tăia de 10 ani, m-am întâlnit cu ea după 20 de ani, cu ea după 20 de ani, am întâlnit în oraș. Chiar dacă am făcut filologie, am devenit calificată și asistentă, lucrez de mai bine de 14 ani în domeniu. Sunt căsătorită aproape de 20 de ani, nu am copii și îmi doresc foarte mult, am făcut diverse tratamente, mi s-a făcut și vreau să depun atent de rog. Am avut și noi câțiva băieți, nu știu. Dar sunt reprezentanții de seara. Deci, George, ce știți? Știm că e aici, nu știu. Da? Olia Claudia Cristina. La București. Da. Are doi băieți. Da. Părău Ana. O să încerc să... O să încerc să nu-i dau mă de dreptate, nu o să vorbesc foarte mult. În 10 ani ce am făcut, am divorțat. Asta este, sunt bine, sunt într-o relație stabilă, copii nu avem, dar lucrăm. La SER, din punct de vedere profesional, lucrez tot în prefectura Hunedoara. Un an de zile am lucrat la Palatul Victoria, dar nu mi-a plăcut, n-a fost un serviciu care să-mi placă. Și am revenit acasă, unde mă țin bine alături de ai mei și de câțiva prieteni pe care i-am. Și mă bucur că vă revăd. La este la un stopor. E tot ce știu de ea. Popon Andrada. Nu mă cred tot în orice. Lucrez tot undeva la direcția de evidență. Și sper că acest lucru să se schimbe în curând. Și am lăsat la final ceea ce reprezintă sau ceea ce este cu adevărat important. Fetița mea care finește în 1 octombrie lumea. E sufletul meu, viața mea și în rest nu cred că ar conta mai mult. Dana e în state. Tot acolo. Da, e în state, a venit anul trecut. Are un băiețel și din câte știm noi este bine, Dana. Rax Teodora. După 20 de ani, mă bucur tare mult să vă revăd. Am făcut de dimineață drumul pe care îl făceam acum 20 de ani. A fost tare emoționant. Ce să vă spun? Am terminat literele, am făcut un masterat, un doctorat în literatură. Am lucrat profesor de limba română la un colegiu din Timișoara timp de 6 ani. M-am învins sistemul. Mă bucur că pe dumneavoastră vă revedem aici. Ați rămas aici, pe care l-am învins sistemul.
Apoi am avut diverse funcții în Ministerul Educației, am renunțat la ele. De 6 ani am împreună cu o prietenă o firmă de consultanță în fonduri europene, proiecte de educație și colaborez foarte mult și probabil că mă voi angaja la facultatea de traiect din toamnă. Pe plan personal mi-a ieșit mare lucru, m-am căsătorit, nu s-a potrivit până acum. Mă bucur că suntem aici și îmi cer scuze că am venit 20 de ani de voastre, pentru că n-am nici Facebook, n-am nimic, am ales varianta asta mai puțin populară, dar mă bucur tare mult că sunt aici alături de voi. Eu v-aș putea povesti multe, dar pentru a nu face notă discordantă, mai povestim după. Ce să vă spun, lucrez la DEVA, sunt practician în insolvență, lucrez la firma mea, ceea ce permite să-mi fac singură programul, ceea ce super. Sunt căsătorită, am 2 copii, un băiețel de 4 ani și o fetiță de 7 luni, care mi ocupă tot timpul. Și mă bucur tare mult să vă revăd și colegi și profesor. Vreau să vă zic că nu v-ați schimbat, sunt la fel de bine. Săptămâna trecută am avut întâlnirea de 15 ani de la facultatea de teatru. Așa ne numerite, că nimeni știam cu majoritatea pe voi, vă știu pe toți. De a putea să vă spun eu, este în continuare profesoară de limba latină la Colegiul Abramia, cred, din Brad. E bine. Nu a putut veni astăzi, e diligentă chestiune de finalizare de an școlar și așa, dar este bine. Sorin din Cleștilor lucrează la jandar, locuiește în DEPA, e văzătorit și cam atâta, știți. Și ultimul, Tibori Cătălin. Da. Poate vorbi mult și fără microfon. Ar fi foarte multe de spus. O să încep cu câteva lucruri care nu au fost publice, în fine, poate mulți dintre voi știți, în ultima perioadă viața mea a fost foarte publică, dar nu o să vorbesc despre chestia asta, despre lucruri cunoscute. O să vă povestesc câte ceva despre lucrurile mai necunoscute despre viața mea. Majoritatea și-au trăit probabil în perioada aia de rebeliune și de efervescență, în perioada liceului, între 15 și 20 de ani. Era mișto să te îmbraci cu haine largi, cu blugi trapezi, cu părul lung, în fine, cum mai eram noi atunci. Apoi, alții și-au trăit sau și-au continuat perioada de efervescență și de rebeliune în perioada facultății între 20 și 30 de ani. Lasă să vorbească că copiii sunt cei mai buni clienți. Eu mi-am trăit perioada aia asta de efervescență și de rebeliune între 30 și 40 de ani. Și în liceu, și în liceu! Nu! Atunci mi-am făcut încălzirea, au început în liceu, mi-am făcut încălzirea în facultate și am continuat-o între 30 și 40 de ani. Unii șapte. Nu, uite, da, ca să vezi, chestia asta a fost o constantă. Bun. Cumva lucrurile au început, în mintea mea s-a declanșat un anumit, un fenomen foarte important. În 2014, în noiembrie, când am primit premiul societății civile în cadrul galei anuale a premianților fără premii. Un premiu care m-a onorat și care cumva mi-a creat o responsabilitate, mi-a trezit în minte o responsabilitate suplimentară. Ulterior primirea acelui premiu, în săptămâna imediat următoare, dădeam un interviu la Adevărul și a fost așa o chestie care mi-a venit și a spus că pentru mine orăștia va rămâne o itaca la care mă voi raporta și la care mă voi întoarce tot timpul cu dragoste. A fost o mărturisire spontană, o chestie pe care eu n-am conștientizat-o în mod real până atunci, dar în momentul acela mi-am dat seama de fapt ce reprezintă acest oraș pentru mine. Poate în ochii multora dintre voi
poate părea o naivitate sau poate părea o chestie de un idealism feroce, pentru mine era o realitate crudă și o realitate foarte reală în același timp. Ulterior acestui moment am scris un articol, vă dau cuvântul meu de onoare că plângeam în momentul în care îl scriam. L-am publicat în presa din Orăștie, în cele două ziare de aici, se numește, articolul respectiv se numește Parșir se mânjiră în păr. Despărțirea care se aduce moarte, bate morții sufletului. Acolo invocam o grămadă de colegi și prieteni, pe Adi Cuciuman, pe poetul Gabriel Bota, pe Ionuț Vasiu, fotograful, o grămadă de alții pe care invocam să ne întoarcem înapoi acasă să reclădim acest oraș. Simțeam în mine că trebuie să facem în acest fel. Eu care am plecat, la fel ca și mulți dintre voi, mă gândeam cum pot să mă întorc înapoi acasă. Simțeam că aici este locul meu și mă simțeam foarte dezrădăcinat în Timișoara, deși stau de o cârcă de ani, am casă acolo, am o carieră și așa mai departe. Ulterior acestui moment, un lucru mai puțin cunoscut, am prezentat în fața Consiliului Local, Flavius Plășteanu era acolo, un MTP prin care, împreună cu alții din Orăștie, l-am creat să încercăm să dezvoltăm niște elemente de macrostabilitate economică în acest oraș. Ulterior acestui moment am organizat, asta s-a întâmplat anul trecut, s-a organizat mai ales, a fost un ultra fenomen în ceea ce mă privește, am făcut o acțiune cu bani foarte puțini, am strâns 84 de voluntari care am trudit pentru reușita acelui eveniment, 26 de ore de acțiune continuă, două zile. A fost absolut fenomenal, am adus 7400 de oameni din tot județul aici, am transmis în direct pe Radio România Actualități, am intrat în Agentpress, pe Mediapart, am pus efectiv Orăștia pe harta unor evenimente culturale din România, am ajuns pe site-ul ăla mult discutat al Elena Udrea, România Culturală, cum vreau, ăla cu frunza de ațar, sau ce Franțburg era acolo. Ok. Am terminat acel eveniment, apoi am continuat cu un alt eveniment, am făcut o școală de artă aici, Festivalul Talentele Orăștiei, care l-am continuat 9 luni de zile. Am adus profesori de muzică și de coreografie de aici, am adus copii din tot județul, i-am pregătit aici timp de 9 luni de zile, cu dorința sinceră să transmitem acest eveniment, l-am transmis în 6 județe din Orăștie. Din nefericire, primarul Breton, ales acum cu 70%, a considerat că acest eveniment, alături de celelalte, și societatea civilă este un pericol uriaș. Și ne-a îndepărtat de aici. Ne-a silit să ne ducem la Deva, am schimbat numele festivalului. În fine. Ce faci? Ce faci tu? Vezi, încep întrebările. Da. Lucrez la o firmă multinațională. Nu sunt boieni, sunt un tip foarte pragmatic. Fac business pentru una dintre cele mai mari companii din lume. Asta fac business pentru una dintre cele mai mari companii din lume. Schimb piese pentru Canon. Da, business pentru Canon. Da, cam asta e mare, ceea ce am făcut și cum am trăit ultimii 10 ani din viață. Bravo! Cred că... Da. E tot ca să ne strângem mulți dintre cei plecați. Din păcate, când o să ai contact cu politicul, vei pățit la fel. Nu, Moșe, eu mă rup de fiecare zi cu politicul, adică, da. Păcat. Am încercat, sincer, am încercat și noi. Și... Da, păcat este că ai zis înainte că nu suntem politicieni. Păcat că nu suntem politicieni. Din păcate, nu avem. Pentru că... Nu vreau să trezesc cu polemica aici, e drept. Dar... E sincer păcat că nu am reușit să ne strângem, să ne coalizăm mai mult pentru a face mai mult pe aici curat. Da. Vă mulțumesc foarte mult, am încercat să fim scurt. Și așa, 10 ani, rezumați în 5 minute. Mersi! De obicei, concluzile erau de 20 minute.
Yes.